Polițistul care și-a bătut colegul a fost reținut pentru 24 de ore și procurorii au cerut reținerea lui, iar judecătorul a decis că trebuie să stea după gratii pe o perioadă de 30 de zile. Reamintim că cei doi polițiști au ajuns la bătaie după ce au petrecut împreună la un restaurant din Șimleu, Silvanie, chiar după bilanțul poliției. După ce au băut, mai multe pahare au plecat împreună, iar la o distanță de aproximativ 100 de metri, au intrat pe proprietatea unei persoane și acolo au început să se bată. Proprietarul susține că marți seara a auzit că se bat, însă i-a fost frică să meargă să vadă ce se întâmplă în spatele casei și a ieșit după ce a auzit sirenele de la ambulanță. Gaidoș Mircea a fost cel care a luat bătaie soră cu moartea și a fost transportat la spitalul din Șimleu, Silvaniei, după care a fost dus la Opuzalău, iar medicii au decis că este nevoie de ajutorul medicilor din Cluj-Napoca, unde a fost transferat de urgență. În cursul zilei de 17 ianuarie 2018, autorul a fost reținut de parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj pe o durată de 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, 18 ianuarie 2018, va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Sălaj cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor. Infracțiunea este prevăzută cu o pedeapsă cuprinsă între 5 și 10 ani închisoare și constă în aplicarea de lovituri repetate cu pumnii și picioarele asupra victimei în zone vitale, zona capului și zona toracică, cu fracturi multiple, leziuni care au fost de natură a pune în primejdie viața victimei. În data de 16 ianuarie 2018, în jurul orei 23, un echipaj SMUR de la secția de pompieri Șimleu Silvaniei a fost solicitată să intervină pentru a acorda îngrijiri medicale unui bărbat. Ajuns la fața locului, paramedicii au constatat că acesta avea mai multe leziuni, fiind transportat la spitalul din Șimleu, iar ulterior cu un echipaj al ambulanței transportat la UPU SMUR Zalău. În seara zilei de 16 ianuarie, la ora 22:48, poliția a fost sesizată prin apelul de urgență 112 despre faptul că pe strada Brădet din Șimleu, Silvaniei, are loc o agresiune între două persoane. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că atât victima cât și autorul sunt doi polițiști de la Formațiunea de Ordine și Siguranță Publică din cadrul Poliției orașului Șimleu, Silvaniei. În cursul zilei de ieri, dosarul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, iar autorul a fost reținut pentru 24 de ore pentru infracțiunea de tentativă la omor și a fost depus în centru de reținere și arestare preventivă Sălaj, iar în paralel cu ancheta parchetului, șeful inspectoratului a dispus și efectuarea cercetării prealabile.